Bine te-am regăsit, Ana. Bine te-am regăsit și eu, Linca. Înainte de toate, aș vrea să-l întreb pe Victor. Da. Putem să spunem ceva, să caracterizăm, să catalogăm? Mersul. Exact, nu? Defilarea, mersul Anei? Deja? Sau? Mi se pare clasic. Sunt un pic stresată azi, Linca. De ce? Ei, o să-ți povestesc când începem să discutăm despre ținută, despre tot, da. Te duce undeva. Da, da, Victor, mă e duc. E greu acolo și e prima oară când fac asta. Da. Aoleu! Dacă vrei să-ți dezvolt, îmi spui. Aș chiar vrea să-mi dezvolți. Bun. E greu la noi artiștii să ne găsim jumătatea. Și mi-am făcut cont pe... De-aia sunt așa deghizată. Deci vreau să-mi Iată ce ochelarii jos. Păi puțin. Nu vreau... Moment, bine, hai, da, nu ne pentru mine acum. Asta. Pentru tine. Înțelegi ce-s așa? Vreau să văd dacă merită să-i spun cine sunt. Nu merită. Nu merită? Nu merită, nu? E un fel de specialist în Tinder. Nu merită, nu? E cu țeapă. Piață slabă, rău de piață tot. Piață slabă, da. De-aia, uite, da. Vezi ce fac? Da, de acord. De acord? Foarte piața. Ia uite, și Moris e de acord. Și de acord cu voi. Păi și? De asta stau deghizată. Să văd care-i treaba, ies cu el la cafea. Mm-hmm. Văd ce poate, cum gândește. Și dacă merită, dau jos ochelarii. Dacă nu, spun că așa sunt eu. Bun, deci careva să zică dorește dragoste și afecțiune. Dragoste, Anna? Și afecțiune. Și dacă nu-ți place, ce faci? Că... Rămâi așa cu ochelarii, nu spui nimic, zici că așa ești tu. Ce să faci? Faci pe interesanta, nu? Am înțeles, da. Și primești un telefon, ai vorbit și cu o prietenă. Fată normal, pe... normal, da. Normal. După vreo ore și jumătate îmi dai vezi, un telefon. Vezi, Victor, cred că ai experiență. Alo, da, acum, ce s-a întâmplat? Acum. Mă scuzi. Ai trăit asta, a bătit-o și el. Știi cum făceam eu pe vremuri când exista Mircu, acum mult timp? Mircu, te vede că ești vechera, nu că vine pensia. Și îmi dădeam întâlnire, era la Obor o cafenea și imediat în cafenea era o stație de tramvai. Și eu îl chemam acolo în stația de tramvai, stăteam la cafenea, stăteam, îmi luam o limonadă și dacă îmi plăcea, îi făcea în semn, dacă nu, mergeam pe burtă. Da. Păi ce să facem? Ruxi cum ar fi făcut? Ruxi? Cum ar fi făcut? Tătea ea la cafenea așa, cobora băiatul din tramvai. Eu lăsam să așeze la masă. Așa, și? Opulență. Mă îmbătam. De obicei când nu-mi plăcea tipul, mă îmbătam foarte tare și ziceam, bă, sunt prea bată, trebuie să plec acasă. A, da? Da. Când nu-ți plăcea? Când nu-mi plăcea, da. A, bine. Raluca, tu spuneai că prevezi foarte multe stele pentru Anna în această competiție. Da, prevăd și îi doresc să primească foarte multe stele. Că îi dorește, drum, asta înțeleg, dar de ce prevezi? Flori. Ce frumos. Uite, am avut așa o stare mai bună când am fost întrebată și i-am urat de bine, cum s-ar spune. Acum depinde foarte mult de ea. Bună dimineața! Ce faci, Anna? Am fost și zile mai bune. A, da? Da. Dar sunt ok. Sunt obosită. Ești obosită? Da. O să fii și mai obosită. Știu. Este extraordinar. Păi tocmai de asta a venit deja obosită. Ca să nu mai... Să nu mai conteze nimic. Deci va veni și noua colegă. Cum îi ziceți viitorul? Raluca? Că fiți plăzicătoare, așa? Da. Plin de flori presărate pe jos. Da? E romantic, un parcurs romantic va avea, cu multe steluțe. Da? Da. Ah, deci tu aveți o competitoare, cu celelalte colegi au zis că nu, adică de la o ținut. Eu văd, de ce să nu văd. În ce alianță simți tu așa că se va alătura? În alianța Meninei. În alianța Meninei, de ce crezi tu asta? Păi că sunt mai bine. Adică? Eu sunt cea rea. Ah, și ele sunt cele bune? Exact. Metin, mai lasă-mă așa, nu știu... O zi, două și îți spun ce alianță mă bani. Băi, Luca, Melina mi-a zis că ea este pe pace și pe fericire. Păi și eu la fel. Păi de-aia s-ar putea să ne potrivim. Da. Noi să venim aici, pace în lume, salvați balenele. Băi, și Loricica, de-asta tu are ce mai sunteți așa, da, cu pacea? Da. Cunoști pe ea, dacă e. Dar ce vrei? Povestea mea cu mințică, dar e berbec și berbecii foarte drăcoși. Drăcoși, sunt drăcoasă, da. Adică, să întreb sau să nu întreb? Întreabă tu ce mă abțin sau să nu? Lucrăm cu un stilist, Anna? Da, lucrăm cu un stilist. A, lucrăm cu un stilist. Deci depinde și de altcineva. Da, da, lucrăm împreună. Adică eu mă impun, ne sfătuim, adică nu e o... Așa sunt eu, nu mă pot lăsa așa cu totul. Pe mâna oricui. Nu, categoric n-aș lucra cu oricine, dar am o personalitate foarte puternică. Mhm.
Și se observă. Da sau nu? Să vedem ce o să se întâmple pe parcursul competiției. Eu nu știu altceva ce o să se întâmple, pentru că mai de mult Raluca Dumitru a zis că ea n-ar suporta ideea să împartă stilistul cu altcineva. Și uite, a venit Amna. Ai același stilist? Da. Aveți același stilist? Amna este prietenă cu Alex de ani de zile. Și cu Raluca, așa că suntem family. Păi family de o competiție. Da, ea a colaborat dinaintea mea. Nu am ce să-i spun că tu colaborezi cu Alex de foarte mult timp. Inclusiv... Deci, Raluca, și dacă zice Amna ca să-l lași tu, dacă Amna nu suportă ideea că așa ceva, să lucrezi și tu cu el. Bine. Nu are cum să-mi spună. Nu, dar nu există așa ceva. Dar tot nu mi-ai răspuns la întrebare, Amna. Care te-ai, întrebare? Te-ai încadrat în ceva alianță, că vorbeați mai devreme? Băi, nu m-am încadrat în absolut nimic. Mie îmi plac toate fetele în momentul acesta. E mult prea devreme oricum să mă pronunț pentru ceva. Nu mi-a făcut nimeni absolut nimic. Cum spuneam, le cunosc pe majoritatea. Sunt acolo pe scaunul acela, e a doua emisiune. Și n-am ce să spun în momentul ăsta. Mai lasă-mă un pic. Păi fii atentă, că a spus Raluca deja. Prevede o alianță între tine și Melina. Alianța fetelor, cum ai zis, Raluca? Bune. Da. Probabil că da, eu sunt cu bunătatea, într-adevăr. Păi și eu sunt cu bunătatea, stai că dacă eu am un stil de a spune lucrurile astea, da. Nu înseamnă că eu nu sunt o persoană bună, sunt foarte sufletistă, sunt o persoană la fel de bună ca și voi. Doar că poate sunt mai directă și poate tonul sau cum o spun se înțelege ca și cum aș fi răutăcioasă. Mm-hmm. Okay. Dar ele, alianța fetelor bune, da? Păi a spus Amna ceva la emisiunea trecută, parcă, nu mai știu, că tu ești pe pace, pe nu știu ce, a spus... Da, și a zis și ea că e pe pace, că și-o sunt pe pace și cumva... Și de asta am încadrat-o în alianța Melinei. Pe pace suntem toate... Dar toate suntem pe pace, cea, când am venit la război, la urma urmei. Dacă avem o părere sau vrem să spunem un punct de vedere, mi se pare normal să spui că ești într-o competiție și de-aia ești aici. Dacă nu vrei să spui punctul de vedere și să te abții, înseamnă că nu ai ales locul potrivit. Când nu m-a deranjat nimeni cu nimic. Eu îmi văd de treaba mea, de concursul meu și bineînțeles, dacă se întâmplă vreo replică acidă, voi da înapoi replica apărându-mă educat așa cum sunt eu. Sper să nu mi-e niciodată din pepin. Nu o cunosc pe Amna atât de bine încât să știu dacă e pe pace sau pe război. O să vedem, cred că mai avem nevoie de 2-3 episoade ca să ne prindem ce e și cu Amna. Să vedem cine o atacă prima. Doamne ajută! Ținuta, cum arată ținuta? Ruxi. E un look natural, normal, doar că aș fi făcut puțin diferit altceva. Aș renunța la geantă, aș fi renunțat de șnururile alea care să nu mai atârne și mi-aș fi făcut părul wet look și fără șapcă, ca să fie puțin mai edgy. Pregătită sau nu, Amna, n-am ce să-ți fac, te trimit chiar acum în fața juraților. Mulțumesc. Te rog. Acu, tu ai foarte multe obstacole de trecut, ca să zic așa, pentru că ele deja, îți dai seama că fiind în această fază a competiției, deja am văzut lucruri. De la retro, la eu știu ce prințese, eu știu ce candy girl, etc. Acu, ținuta pe care o ai tu este civilizată și îți vine bine. Civilizată. Civilizată, n-am spus că ne dai pe spate. Da. Însă, de la tine, ținând cont că de-abia ai venit, să știi că avem pretenții foarte mari acum la început, adică rupe-ne dinții acum la început. Pentru ca să vedem că ai cu ce să vii din spate viteză. Pentru că dacă o iei cu pași mici, tâc, 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 mă întrec fetele. Da. Cizmele sunt cele pe care le-a purtat și Raluca Dumitru sau aveți la fel? Sau... Eu, astea sunt ale mele, nu știu, Raluca... Nu, cred... nu sunt la fel. Nu sunt la fel? Ale mele sunt mult mai lungi. Bine, oricum am înțeles ideea. Măi, styling-ul e ok. Mie chiar îmi place cu haina oversize din fâș, pentru că dacă ar fi... Mi-ar fi plăcut și dacă era de piele, dar așa cu fâșul ăla parcă un pic o duce mai în street style. O să punctez și eu exact ce a punctat colega mea, Raluca, prietena mea bună, și o să spun că este un look previzibil, frumușel, dar este atât de des întâlnit încât noi nu ne dorim așa ceva pe platou. Îți vine foarte bine, dar sunt două probleme pe care eu le observ. Mi-ar fi plăcut ca această rochiță să nu fie avut acele șnururi care să secționeze zona gâtului. Mi-ar fi plăcut, de fapt, să fie o rochiță fără detalii pe partea pieptului și abdomenului, deci fără acele încrețituri. Să fi fost un tub cu gât,
Deci okay. cu gât de maletă, în felul ăsta puteam să-ți văd chipul și mai bine. Da, punctate, ruxii foarte bine și eu aș fi făcut un păr wet look. Ai fi fost mult mai strong și mult mai pregătită pentru întâlnirile pe care ți le dorești. Așa trebuia să iasă, da. Nu știu ce. Da, și s-a întâmplat să iasă uscat. În fine, arată destul de bine. Și să știi că e o problemă cu cizma care îți secționează piciorul, da. Cel puțin cizma stângă, pe partea stângă. Nu face altceva decât să strângă piciorul și să arate că nu este probabil alegerea cea mai bună. Ok, mulțumesc mult de tot. E un look destul de târnosit în zona muzicală, adică de la Corina la Amina, de la Amina la Mălina și de la Mălina la Cristina, toate s-au fiert pe o rochie nouăzeacă cu jnururi, peste care se pune bomber, peste care adăugăm cizme mușchetari și o șapcă. Dacă vrei să păstrăm zona coerenței stilistice, nu știu, a momentului, uite, să scoale măta mare, că și are niște cizme foarte lungi. Draga Anna, tocmai mi-a rupt ciorapii cu brățara pe sub. În momentul în care noi alegem o rochie din asta foarte scurtă, adică, 90s, adică, sau o cămașă sau o nu știu ce, așa, ca ideal e ca cizma da, să, fie foarte, să fie foarte lungă în așa fel încât să nu avem atâta bucată de piele. Pentru că asta o duce într-un pase. Ori cizma nu are nicio legătură cu geanta, pe de altă parte. Tu la rochie ai și niște jnururi care atârnă, bomberul este prea mare și nu ai suflecat mânecile, nu are fitting-ul bun. Și mai atârnă șocurea din bomber. Bomberul mai are și niște jnururi care pleacă în sus. Și avem și jnururi care pleacă în jos din rochie. Și la scaunul tău mai atârna și Raluca de 5 minute. Și la scaunul mai atârna și Raluca. Și mai atârnă și niște fire din ciorap, că tocmai i-am rupt la 3 minute după începerea emisiunii ceva caracteristic. Și niște cevauri pe dres în laterale. Adică există un conglomerat de informații care ne... Ne fac să dăm calificativ. Da, și oricum cu asta am încheiat. Dacă vrei să abordezi genul ăsta de look pentru un viitor proiect muzical, videoclip sau ședință foto sau nu știu ce, părerea mea, sfatul meu e să eviți, pentru că la ora actuală vă confundați. Dar nu vreau. Și stiliștii, să știi că pe piață, nu mă refer la altă, în general, fac o greșeală foarte mare. E o greșeală, mă rog, e un jumii-juma, pe de-o parte a cântărețelor, pe de-o parte a stiliștilor. Și în general sfârșesc toți în aceeași oală. Nu particularizează, toate semănați cu... Nu tu neapărat, cântărețele seamănă cu toate. Indiferent ce cântă, ce vârstă au, ce așa, seamănă. Da. Să dăm calificative. Dăm. Eu mergeam la date, da. Da, dragă, ai înțeles paranteza. Am înțeles, gata, le-am avea înțeles la cap. Paranteza. N-am pare rău. Nu-i nimic. Învățăm. Sigură, steluța babării de la mine. Dragii mei, dacă v-a plăcut ținuta mea, votați 2 la 1, 2, 06. 1, 2, 06, votați 2. Îmi pare rău dacă v-am dezamăgit. Promit să mă redresez și să fac tot ce pot eu mai bine ca să vă țin aproape. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Preferată of all times, dulciurile, evident. Nu există mâncare pe mine preferată, există dulciuri și are ciocolată, dacă se poate. Nu musturi, nu din astea intelectuale, nu, mie să-mi dai pe vechi. Ciocolată pe vechi. Aia îmi place toate formele și prăjituri pe vechi. Îmi place pizza margherita, aia cea mai simplă. Vreau și pizza. Plac cartofii gratinați. Vreau și cartofi gratinați. Acum deci face discuția asta, vreau tot. Asta așa ca să sintetizăm un pic niște chestii basic care îmi plac enorm și o să-mi placă toată viața mea. La mine este simplu ce mâncare preferi. Mie îmi place mâncare, da? Deci, hai să ne mulțumim aici. Așa din cauza lui am un kilogram jumate de când a venit în show. Serios? Da. Serios vorbesc. Dar de asta dintr-o la regi.